A salvat viața unui tânăr de 17 ani înjunghiat pe o stradă din Timișoara, dar nu se consideră erou. Adrian Munțiu, un sergent de 31 de ani de la Batalionul 18 Infanterie Banat, spune că și-a făcut doar datoria, ca om și ca militar. Era la o cafea în centrul orașului când a văzut un tânăr înjunghiat în piept cerând disperat ajutor. Cu propriile mâini a încercat să-i oprească sângerarea. L-a ținut treaz până când a ajuns ambulanța și acum e bucuros că trăiește. Copilul a venit la mine, era foarte speriat, avea o plagă la nivelul umărului. Am apăsat pe rană foarte puternic pentru că avea o hemoragie destul de avansată. Adrian se oprise în centrul orașului pentru o cafea când un tânăr s-a apropiat de el cu mâna lipită de piept. Fusese înjunghiat și sângera și a aruncat hanoracul pe asfalt ca să le arate trecătorilor că e rănit și are nevoie de ajutor. Cei mai mulți doar l-au privit. În momentul respectiv am încercat să-i acord primul ajutor. Am încercat să-i stopez hemoragia la nivelul umărului, așezându-l jos. Emoțiile îl fac să ezite doar în fața camerei de filmat. Lângă tânărul de 17 ani pe care un individ l-a înjunghiat în piept, Adrian a făcut exact ce trebuie. Cu mâna a apăsat rana băiatului, apoi l-a întins pe asfalt, apoi l-a ținut treaz până când a ajuns ambulanța. Lama cuțitului îi perforase plămânul. Din punctul meu de vedere, mi-a făcut datoria. La 31 de ani, Adrian nu se consideră un erou și a făcut doar datoria, ca om și militar. Tânărul pe care l-a salvat, sportiv la un club din Timișoara, a fost operat și se recuperează. Agresorul lui a fost trimis pentru o lună în arest. Este acuzat de tentativă de omor.